Un consum îndelungat de băuturi energizante poate cauza boli cardiovasculare de ficat sau atacuri de panică. Nu sunt recomandate copiilor, gravidelor, femeilor care alăptează, persoanelor cu intoleranță la cofeină, cu hipertensiune arterială sau boli de inimă. Băuturile energizante reprezintă un pericol iminent pentru sănătatea consumatorilor. Acestea conțin o cantitate mare de zahăr, dar și de cofeină, iar consumul în exces al acestor băuturi poate cauza afecțiuni grave, chiar și decesul. Un consum prea mare poate cauza probleme cu creșterea presiunii arteriale sau cu cea a conținutului de zahăr în sânge. Mai mult, persoanele care suferă de afecțiuni cardiace ar trebui să evite astfel de băuturi. De asemenea, aceste băuturi pot crește riscul de apariție al unor boli de inimă la o persoană clinic sănătoasă dacă sunt consumate des și în cantități mari. Consum energizante? Ocazional. Consider că sunt o dependență pentru cei care le consumă excesiv? Nu. Cred că nu. Și nu ți este teamă de bolile pe care le poate provoca această băutură? Nu neapărat. Băuturile energizante pot provoca insomnii, iritabilitate și chiar depresie. Energizantele comercializate în România au în componență între 3 și 8 euri, substanțe care pot dăuna grav sănătății. Consumate în exces pot duce la apariția unor probleme gastrice, dar și neurologice. Consum energizante? Da, consum. Des? Nu. Ce și ce? Consider că îți dau dependență aceste băuturi? Nu. Dar de bolile pe care le poate cauza energizantul, îți este teamă? Da, îmi este teamă. Și nu te gândești să le reduci sau să renunți la a consuma? Ba da, dar corpul mai cere câteodată să prindă energie. Amplifică acțiunea alcoolului și sporește efectele fumului de țigară. Energizantele împiedică acțiunea calciului și de aceea nu sunt recomandate în adolescență. Da. Multe? Foarte multe. Crezi că e un lucru benefic? Nu. Consider că îți dă oarecare dependență? Oarecum nu. Nu. Din câte vedem, tot mai mulți tineri sunt dependenți de aceste băuturi, să zic așa, energizante, de la vârste foarte fragede. Da, este foarte adevărat, dar mi se pare un lucru foarte ok. Acestea conțin cofeină și taurină, iar consumul ridicat poate duce la anxietate sau palpitații, aritmii, hipertensiune. Printre efectele sale adverse se numără și efectul diuretic al cofeinei, care duce la deshidratare.